Testările au început la ora 9, iar subiectele pe care le-au primit elevii nu au fost dezvăluite publicului înainte de terminarea probelor. Examenul s-a desfășurat sub strictă supraveghere a sistemelor de monitorizare video, la fel cum se va întâmpla și în vară. Subiectele la proba de limba română i-au luat puțin prin surprindere pe tinerii absolvenți. Foarte bine, mi s-au părut ușoare subiectele. Mie m-au zis pe alți copii că au fost dificile, că nu se așteptau la doină alte chestii, dar au fost ok, eu m-am descurcat. Acolo chiar nu m-am așteptat, ne-a dat specia doină și a fost un pic mai complicat până m-am prins eu cum vine treaba acolo, dar apoi m-am descurcat. La română a fost ceva mai neașteptat, pentru că nu ne-a dat doina de gen liric, toți așteptându-ne să luăm, să ne dea epicul, genul epic, novela sau balada sau basul. Studiaseți acest gen literar? Da, genul epic îl studiasem cel mai mult, iar doina a fost un șoc pentru noi. A fost neașteptat, nu m-am așteptat să ne dea doina. Mulți se gândeau că nu se așteptau la doină, la ceva foarte mic, dar totuși trebuia să o învățăm. M-am descurcat, dar n-am spus chiar tot. În ceea ce privește subiectele de astăzi de la proba de matematică, părerile sunt împărțite. Dacă unii consideră că au fost ușoare, alții au înțeles că mai au nevoie de pregătire. Au fost, nu mă așteptam, nu au fost nici grele, nici ușoare, au fost medii. Cred că m-am descurcat, am făcut tot, acum rămâne să vedem dacă am făcut și bine. A fost bine, nu mă așteptam, au fost mult mai ușoare decât îmi imaginam că o să fie. Geometria a fost interesantă, algebra la fel. Au curs așa, au fost fluide, deci nu au fost grele. Simularea de astăzi a fost cât de cât grea, cu toate că sper că ne-am descurcat. Care parte a subiectelor a fost mai dificilă, la algebră sau la geometrie? La geometrie, ca întotdeauna, geometria ne-a pus mereu probleme. A fost greu, neașteptat, ne-am pregătit mulți, dar nu știu acum să vedem cum va fi și ce note vom avea. Că le-ai reușit să le rezolvi pe toate, au fost vreunele care ți s-au părut mai dificil? Da, la geometrie tot timpul e mai dificil și ultima parte tot timpul e mai grea. Am rezolvat, dar nu știu dacă e corect, să vedem. Rezultatele la aceste simulări vor fi aflate de viitorii liceeni pe 6 martie. Chiar dacă notele nu se trec în catalog, acestea vor fi discutate cu fiecare elev în parte.